am revenit la jurnal aproape 110.000 de arme deținute ilegal predate în Serbia după atacurile din luna mai autoritățile au făcut apel la populație să le predea a doua zi după împușcăturii oamenii au avut timp până la miezul nopții să facă acest lucru fără a suferi consecințe peste 100.000 de, de arme de foc au fost predate de cetățenii sârbi în timpul unei amnistii oficiate de guvernul de la Belgrad. Cei care dețineau arme de foc în mod ilegal au putut să le predea autorităților fără a fi nevoiți să ofere explicații. Din totalul de armament predat, polițiștii au primit peste 26 de, de mine și aproape 4 milioane de cartușe. Decizia de dezarmare a populației înaintată de guvernul de la Belgrad a venit ca răspuns la două atacuri mortale care au avut loc în urmă cu mai puțin de două luni. 18 persoane și-au pierdut viața în luna mai din cauza armelor de foc. De atunci, zeci de mii de sârbi au ieșit pe străzile Belgradului împotriva glorificării violenței în societatea sârbă. cost to have a weapon is when you use it for hunting or sports. or when you are really in danger. The number of firearms in Serbia has remained very high. At the end of the Yugoslav wars, Serbian citizens refused to hand over firearms to the authorities. According to official estimates, over 600,000 de firearms de de are still held illegally in Serbia. It is a part of cultural heritage and a hangover from the wars. There's also an issue with trust in institutions and a wish to self-protect.